Băi, ideea este să-și găsească de ce-ul ăla. Bă, de ce sunt, de ce trăiesc eu, mă? De ce sunt pe planeta asta? De ce mă trezesc dimineața? Mă trezesc ca să ce? Care e rolul meu? Ideea că Iisus, el și-a făcut temele bine, săracu, adică ne-a lăsat tot ce avem de făcut, ne-a dat instrucțiunile, adică degeaba ne mai Așa, întâlnim cu el, așa știi? zice ăia, dar noi știm dacă e adevărat, eu vreau să aflu de la el. Doamnelor și domnilor! Nu pun poze care ar deranja, nu vă ce ar deranja, adică până la urmă e un om de 46 care merge pe 50 în curând 60, care face sport în fiecare zi și încearcă să crească sănătos și încearcă să aibă o relație ok cu natura, cu mediul, cu ceilalți oameni. Deci dacă vreți să trăiți mai bine, ăsta este omul de la care puteți să luați sfaturi. Și el o să stea de vorbă cu mine în episodul următor din podcastul care este. Cred că o să trebuie toți cât s-a băut înainte de ce se șuză. Am băut, jur că am băut cât? Cel puțin două pahare de apă. Nu, mai facem una. Mai facem una? Da. Acum fiind în a doua jumătate a vieții, știi, încerc să împrumut din filozofia asta orientală și că am văzut că ei sunt ceva mai fericiți spre finalul vieții, știi, au altă abordare, mai relaxată, știi? Din toate florile din lume. Și tu ești sănătos acum. Da, analizele, eu nu mai fac analize la 6 luni și sunt foarte bune. Adică nu am murit din cauza faptului că n-am mâncat carne. Bine, mie mi-ar fi în continuare greu de recunosc. Păi, eu dar... And we're good to go. Salutare tuturor, ce faceți, fraților? Dacă până astăzi v-am prezentat oameni cu care mă știu de 15 ani, ceva de genul ăsta, pentru că vorbeam despre colegii mei din telenovele, astăzi lucrurile stau un pic altfel, pentru că vă prezint un om cu care mă știu de cel puțin 30 de ani. Ok? Am făcut școala grădinița. Împreună. Grădinița? Nu. Nu ar fi fost rău, pentru că probabil am fi rezistat mult mai mult. Da. Ca trupă, da. Mă refer. Dar în orice caz am fost colegi de clasă, colegi de trupă la celebra formație 3 Sud-Est, nu? 3 studenți. Așa? La Andrei. Eu am fost la Andrei, nu știu cum ai fost. Eu am fost la Luciane, da. Deci la Gaz pe Foc. Și pe lângă asta este un om cu niște performanțe greu egalabile în sport, în special în ultima vreme, dar nu numai. Am jucat în Champions League. Un șampion? Da. Este un șampion league. Șampion league. Iron Man șampion. Doamnelor și domnilor, domnul Andrei Roșu. Hai noroc, mai de o dată ca și da. Cum acum ne-am întâlnit prima dată. Bine ai venit la acest podcast minunat. Să felicitări pentru podcast, succes. Unde să voi? Uite așa, uite așa. Hai că uite așa. Păi unde vrei? Era un politician român, nu-i spun numele, care mereu la interviuri stătea așa la televizor. Vorbea cu, nu clipea și se uita fix în cameră. Dar am gânduri de a candida vreodată la ceva, deci... Ba, acum încercăm să o facem să fie cât mai mișto. În principiu, noi vorbim vorbe și în așa fel încât ăștia care se uită la noi acum să se bucure, să aibă ce să învețe, pentru că de la tine are lumea ce să învețe, atât în ceea ce privește stilul de viață, cât și multe alte chestii despre care să vorbim astăzi, sper. Eu aș începe cu chestia aia, cu Iron Man-ul, pentru că foarte puțină lume știe ce este ăla un Iron Man. Eu m-am semi-documentat așa un pic, pentru că recunosc că nici eu nu eram foarte conștient de ceea ce ai făcut-o pe acolo, dar am înțeles că sunt vreo 3 probe de fiecare dată și diferă distanțele, poate ne... Pentru ce e interesant, chiar ieri m-a sunat un fost coleg de la firma de leasing în care am lucrat vreo 10 ani. Și vrea să participe la primul lui Iron Man, Half Iron Man, peste câteva luni. Și m-a întrebat și el, crezi că pot, crezi că nu pot? Acum revenind la Iron Man, este un triatlon care presupune să anoți, să pedalezi și să alergi pe anumite distanțe. Există probă de sprint, probă olimpică, Half Iron Man, Iron Man, dublu Iron Man, triplu, quintuplu, deca, double deca, triple deca, mă rog, o să ajungem
și acolo cu povestea. Nu, că așa sună cool, știi, dar da. Te gândești, bă, eu știu prin ce ai trecut, am mai văzut și prin ce au trecut alții, nu e chiar așa floare la ureche, adică nu oricine poate să devină Iron Man până la urmă, nu? Păi, nu știu, eu până pe la vreo cam 30 și ceva de... Cam dintre aia care sunt la start la o cursă de genul ăsta, câți reușesc? Mă, cred că la astfel de curse, cred că cel mai greu nu e să termin cursa, cel mai greu să ajungi la startul ei, pentru că nu se ce nimeni inconștient acolo și se antrenează mult. Și cred că cea multe abandonuri, de fapt, sunt în perioada asta între a lua decizia să particip și de a ajunge la start. Probabil că 90% renunță parcurs când se gândesc, stai, bă, că... Nu doar că te să mă antrenezi la alergare, te să mă antrenezi și să pedalezi și să înot și la un moment dat, având de discipline și având și poate și viață personală, viață profesională, zici stai frate că nu merită, știi? Deci probabil că abandonează mulți atunci, dar dacă ai ajuns după ce ai dat o căruță de bani pe bicicletă, pe costumul de neopren, pe a călători și țară, probabil că încerci să duci la bun sfârșit. Și ce beneficii ți-a adus ție chestia asta? Sportul în general, spun neapărat că asta a fost o ramură a sportului de anduranță, dar ce am observat că mă ajută foarte mult pe mine e menținerea unui nivel de autodisciplină foarte bun. Adică să spui în calendar niște obiective acolo, niște pași de urmat, să știi că peste un an, 2, 3 ai ceva de realizat și că în fiecare zi ai de bifat ceea ce ți-ai propus să faci. Că până la asta e autodisciplina, să-ți propui să faci ceva și să, indiferent de ce apare, că noi totdeauna avem tendința asta de a amâna și de a prefera recompensele pe termen scurt, știi, gratificările astea imediate. Băi, de ce să mă trezesc la 5-6 să fac un antrenament de 2 ore, că uite, plouă sau ninge sau nu știu, ce mai bine, hai să mai dorm un pic, știi? Și atunci, amânând, creierul își face obicei de a amâna și alte proiecte, că până la urmă sportul e proiecția vieții profesionale, vieții personale în care... Și acolo ai proiecte, știi? Deci autodisciplina, în primul rând. Deci asta te-a ajutat și în viața de zi cu zi. Bineînțeles. Pentru mine e un adică ce s-a schimbat în viața ta după ce ai devenit, să zicem, Iron Man? Mă, în primul rând am slăbit. Dar asta nu neapărat la proba aia. De fapt, ce slăbești în timpul unui Iron Man, probabil că slăbești 2-3 kg. Dar e mai mult o deshidratare. Dar ce am înțeles că m-a ajutat foarte mult antrenamentul, deci o dată am slăbit, am dat jos balastul, că am zis la vreo 80 de kg până la 33 de ani. Deci, 80? Da. 80, eu trenând liceul cu 55-56 de kilograme. Bine, nu mă raportez la finalul liceului, că nimeni nu vrea neapărat să arate ca la deci, clasa 12. La 80 de kg. Așa mai cum bine. Cum te mai arătai la 80 de kg? La fel, da, un pic mai pufos. Ideea este că atunci când pui kilograme, le pui destul de uniform, știi? Nu le... Bine, pui mai mult noi ca bărbați pe burtă, dar le pui destul de uniform, știi, și nu observi de mult, schimb haine oricum o dată la un an, doi, sau cureaua o lași mai largă și lucrurile trec mai ușor, știi, dar e simți, de exemplu, când vrei să te încalți, vezi că respiri mai greu sau când urci cărele începi să gâfâi, sunt lucruri de-astea pe care, acum, de exemplu, dacă m-aș pune, că acum am 63 pe acolo, 64 kg, dacă mi-aș pune un rucsac acum de 20 de kg în spate și aș merge prin oraș vreun kilometru, doi, probabil că și mi-are și ochii din cap, știi? Dar așa nu conștientizăm, știi? Când pui cât un kil, două pe an, știi, lucrurile trec rapid. Da, e și bună șaorma mâncată. Da, să știi că există șaorma și fără carne și fără maioneză, că de fapt maioneză e problema mare acolo. Tu mănânci de asta șaorma fără maioneză și fără carne? Da, la un moment dat mâncam. Bă, eu fapt tot ce e, o lipie în care pui niște legume, poți pui un falafel, poți să pui burger vegetal. Este și vegan. Da, nu nimeni e perfect, foarte bine asta. Da. Am încercat și eu, să știi. Două săptămâni mi-a ieșit, dar bine, am făcut-o la modul prost, la modul că după capul meu, știi? Da. Adică am zis, bă, nu mai mănânc după ce am văzut un documentar ăla făcut de Joaquin Phoenix, știi? Da. What a Health, parcă, sau ceva de genul ăsta se numea. Și după ce am văzut că majoritatea bolilor pe care le facem noi ca oameni se trag din alimentație sau sunt din cauza alimentației, am zis, ia mâncat ternene, ia să schimbăm un pic pe placa și am început. Scuze, no problem, închidem, gata. Deși pe modul avion nu știu de ce. Bineînțeles că râdea foarte multă lume de mine, în special colegii de echipă din Germania. Pentru că atunci când aveam două meciuri pe weekend, respectiv patru școale de dublu, ce vei nebuni la cap, cum să nu mănânci carne. Mi-am zis, uite, bă, nu mănânc și cu asta, basta. Dar a funcționat, numai că aici trebuie să te întreb pe tine.
chestia asta trebuie făcută și cu cap, adică nu poți să te apuci pur și simplu să zici nu mai mănânc mici, bă, carne, whatever, și lapte. Acum, și atât. Eu mi-aș fi dorit și când eram omnivor să fi mâncat cu cap, adică indiferent de dieta aleasă, că poți să fii, să mănânci numai carne sau mai fructe, numai legume sau și, cred că ajută să, atât când la școală noi n-am făcut nutriție, adică ne-a zis de mici, băi, ar trebui o porție să aibă atât, atâtea grame, atâta să fie carbohidrat, să fie proteine, atâta grăsimi. Bă, și mănânci pe ureche sau ce mâncau părinții, ce mâncau bunicii, ce fiecare moștea niște obiceiurile. Atunci e complicat să, deci indiferent de dieta pe care o alegi, cred că ajută să faci un research, măcar o săptămână, două, trei, să vezi, ok, mănânc carne, bun, nu înțeleg. Câtă carne ar trebui să mănânc? Și o să ai un șoc. Câtă carne ar trebui să mănânci tu, adică să fie personalizată sau da, adică, la personalizat? Da, adică să te gândești, ok, câtă proteină ar trebui să consum, eu având, să zicem, 63 de kilograme și fiind, să spunem, dacă nu sunt activ, pe ar trebui, nu știu, 0,8 sau un gram de proteină pe kilocorp pe zi, da? Dacă asculți un doctor, să spună, băi, ok, mănânci fripturi, mănânci carne, mănânci pui, etc., dar limitează-te la două porții pe săptămână de carne albă, 150 de grame, și la două porții de pește, de exemplu, da? Sau renunță de tot și înlocuiești cu proteină vegetală. Că și de cât timp ne-ai mai mâncat carne? 2011, 2012, 10 ani. What? Da. Da, de când... Dar ideea e foarte simplă, dacă... Cred că și tu când aveai... Ne-ai mai pus... Ce? Ne-ai mai pus gura pe carne de atunci? Nu. Ideea este că dacă de exemplu mănânci acum, te duci la cocoșatul și mănânci 10 mici și te duci peste 10-15 minute sau chiar o oră să joci tenis, probabil că o să simți că e ceva în neregulă, adică te descurci mai bine cu o salată înainte. Te ținu-ți plouă în gură când te gândești la micitei lui cocoșatul? Măi, normal, cultural și așa în... să zic, amintirile copilăriei sau gusturile copilăriei, numai că sunt acolo, au rămas și cu mici, dar din fericire există acum și variante din plante care seamănă unul la unul la gust. Adică am mâncat cu mici vegani la care nu te prindeai, sau cârnați, sau bărcă. Unde îi fi găsit pe aia care? Uite, poți să, uite, la concurența, la Verdino, micii de la Verdino sunt buni dacă vrei la un grătar să nu par ciudat. Știi, așa te vede lumea. Cu micul nu te bagă în seamă. Și dacă te vede cu un ardei sau ceva, poți să cumpăr. Are mititei? Nu, deocamdată, o să scoată încârnați. Cabano și altceva, avem mezele. Paranteză, Feel Good este firma domnului, sau mă rog. Sunt un membru fondator, uite asta este, ca să facem un pic de reclamă. Păi da. La iPhone. Yes. La carcase. Da. Și zine un pic despre, că nu sunt stăpânesc. Păi așa, pe foarte scurt, ca tot vorbim de beneficiile sportului, te ajută să faci ordine în farfurie, pentru că ce faci? Ai un obiectiv, să vrei să alegi un maraton sau să termini un turneu de tenis, da? Cu bine. Atunci, în momentul ăla știi că mai ai o lună, două, trei, cinci, până când începe concursul și ce trebuie să faci? Te gândești, ok, ce pun în farfurie? Și ce pun în farfurie? Ce pun în coșul de cumpărături? Ce pui în lista de cumpărături, etc. Și atunci, practic, îți... ajustezi tot întregul stil de viață la obiectivul tău, asta e frumusețea obiectivelor, știi? Adică exact cum sunt actorii, da? De exemplu, dacă ai văzut, sunt actori, cum era Christian Bale, care a trebuit să joace în Mașinistul și avea slăbise nu știu câte kilograme, avea, cred că avea 40 de kg, 50 de kg în film, după aia la 3 luni juca, filma în Batman și trebuia să fie plin de mușchi, după aia juca pe Dick Cheney și trebuia să aibă 150 de kg sau câteva. Deci, eu cred că te ajută să intri mai ușor într-un rol pe care ți-l stabilești, nutriția, știi? Și sigur, pe noi ca sportivi amatori sau ca oameni de rând, până la urmă, obiectivul nostru pe termen lung va fi să fii sănătos și să ne bucurăm de viață, interacțiunea cu... Și tu ești sănătos acum. Da, analizele. Eu nu mai fac analize la 6 luni și sunt foarte bun. Adică nu am murit din cauza faptului că n-am mâncat carne. Bine, mie mi-ar fi în continuare greu de recunoscut. Păi, eu cred că aici știi că unde se face confuzie, se face o confuzie mare între alimente și nutrienți. Corpul nostru sau corpul unui animal, așa. Astea proteinele, de unde ți le iei? Ăla să știi că e ultimul, n-ar trebui să fie prima grijă a oricărui om. Mai dacă ești omnivor, de exemplu. Ar trebui să te gândești de unde ți iei vitamine, minerale, fibre, mai ales că aici e o problemă când ai. Și aia e întrebarea de bază, toată lumea a rămas fixată pentru că normal, industria de exploatare și prelucrare, în ghilimele, animalelor este o industrie foarte mare și foarte puternică, ca și industria lactatorilor, înseamnă 2000 de miliarde de dolari pe an pe planeta asta și are un lobby care nu se poate compara industria alternativă care înseamnă vreo 30 de miliarde de dolari anual.
Și atunci normal că sunt articole în care apare ochii de unde ții proteina, de unde ții proteina, de unde ții proteina. Dar eu și proteină găsești oriunde. Deci orice legumă în formă integrală, orice plantă are aminoacizi esențial, că de fapt aminoacizi te interesează, nu proteina în sine. Și când mănânci o felie de pâine, de exemplu, ai proteine, când mănânci paste, ai proteine, când mănânci orez, ai proteine, când mănânci mazăre, când mănânci fasole, linte, năut, orice, practic, mănânci, ai acolo și niște aminoacizi cu care te descurci. Cred că putem să facem podcast asta să fie de 5 ore, dacă da. Nu? Poți să, de exemplu, dacă ai o stres de proteină, poți să-ți iei pudre proteice din plante, care sunt făcute ori din soia, ori din mazăre, ori din orez, ori din lupin, din linte, găsești o grămadă proteine sub formă de pudră, ți le-ai pus în shake dimineața și ai rezolvat. Dar repet, nu grija nu trebuie să fie proteinele, pentru că în ziua de azi avem prea multe proteine, părerea mea, în farfurie, și de asta apar și multe probleme cu articulațiile, cu rinichii, cu, mă rog, multe alte. De Makita ai mai... No. Nu? N-am, eu cred că am avut o perioadă așa până m-am căsătorit în care mai, nu pot să zic că beam constant. Păi nu asta era întrebarea, dacă la modul că, bă, ce mare machitor eram, mai înțelegi, și acum nu mai tragi și tu la măsea. Nu, de fapt, dăm voie să reformulez și să te întreb dacă din 2011, tot în 2011 ai încetat să mai pui gura și pe alcool. Păi ideea a fost așa, a fost foarte simplu. Întotdeauna când pun ceapă pe masă, indiferent că e vorba de băutură sau de mâncare, mă întreb dacă a doua zi sau în ziua aia mai pot să performez, așa cum dacă mi-am propus, nu știu, să alerg o oră mâine la o anumită viteză, mi zic, băi, dacă beau două pare de vin, în primul rând, oricum, la prima m-am mețit, neavând exercițiu, așa, și a doua zi o să o simt, știi? În plus, acum, cred că 99% din populația planetei nu consumă alcool pentru gust sau pentru nevoi nutriționale. Adică n-am mai spus nimeni că, băi, eu beau vin pentru că îmi trebuie resveratrol. Oamenii beau în general pentru a scăpa de inhibiții, dacă au. Eu n-am inhibiții, deci n-am o problemă. Pentru a uita de anumite probleme, anumite lucruri, pentru a, pur și simplu, amorți partea asta rațională, știi? Sau la, cum se bea la țară, vin roșu pe post de aspirină sau de Viagra, dar cred că până la urmă, dacă o perioadă nu consumi alcool, nici nu mai simți nevoia, știi? Adică asta am observat. Asta e și cu zahărul și cu sarea și cu multe alte lucruri, știi? Deci nu ai mai pus gura pe nici măcar pe o bere? Nu, bere fără alcool vara mai beau, mai ciocnesc o șampanie, dar să iau o gură și aia e, nu, adică n-am. Plus că mai e o problemă, când ai copii. Dacă, de exemplu, e o situație, sigur, ipotetică și se poate întâmpla foarte rar, dar imaginează situația în care ești în casă, ambii părinți consumă alcool și la un moment dat, nu știu, se lovește copilul și trebuie să duci la spital. Cine îl duce la spital? Că dacă aștept salvarea, nu e câștigător. Așa, dacă îți trece, ți se alcoolemia zero până vine salvarea. Păi, da? Sigur că ai o scuză, zici, bă, m-am urcat, am băgat mașina în copac sau am lovit pe altcineva, dar băuse. Dar nu e o scuză asta, știi? Măcar unul, știi? Dar e și asta. Nu știu, n-am mai simțit nevoia, pur și simplu. Nu, prefer să fac altceva în timpul ăla. Da, mi-am adus aminte acum cum zice de chestia asta cu părinții amândoi beți. Că eram la... aniversam 20 de ani de la terminarea liceului. Așa. Mama stătea acasă cu Mihai. Eu cu Emma eram deja până la 4 dimineața, nu știu ceva de genul ăsta. Pausem o sticlă, două de vin. Și nu o să uit cum alergam cu copilul cu febră 40 în curte la Grigore Alexandrescu, în brațe cu el așa. Și nu știu cum de reușeam să alergam cu el. Și mă onduram, uite așa, ca pișată boului era. Bip de la boului. Da. Așa, da. Da, e se poate întâmpla. Alcoolul, eu n-am auzit, să zic că foarte multe povești nasoale încep cu băusem și am alunecat pe scări sau am, nu știu, inclusiv sportivi, nu dau exemplu, dar știi și din Naționala României care au căzut pe scări, că au băut sportivi foarte mari. Adică alcoolul nu înțelege lucruri neapărat foarte, foarte bune. Înțeleg dacă, plus că n-am mai fost nici într-un mediu creativ în care să am nevoie să-mi inhib zona asta rațională foarte mult decât să creez... nu știu ce. Da, deci, da, acum ai alte lucruri mai importante de făcut. Da. Gen chestia cu
alergatul, sportul, și așa, Iron Man, traversatul canalului Mânecii, nu? Deci despre asta o să vreau să vorbim la un moment dat, că am niște curiozități acolo. Familia, afacerea, care și astăzi merge foarte bine. Deci, practic, în momentul ăsta, datorită stilului de viață, tu poți să te consideri un om de succes. Acum, fiecare își definește succesul. Succesul e mulțumit? Eu sunt mulțumit, da. De asta e cel mai important. Adică dacă pe fast forward, dacă o țin în ritmul ăsta și la capătul zilelor am timp de un bilanț așa scurt de 10 secunde înainte de... Așa, să fii mulțumit. Și probabil că pe partea cealaltă, cine m-a așteptat, dacă m-a așteptat cineva, zice, bă, ai făcut o treabă decentă, la peste medie sau așa. Lumea totdeauna are impresia că mă privesc de ceva, așa, că sunt, băi, nu mănânc carne, nu beau alcool, zic, dar de ce mai trăiești, frate? Păi, mie, de exemplu, îmi place foarte mult să alerg prin pădure sau să merg pe munte, sau, adică mă simt mult mai bine decât să stau la un grătar 4 ore și să bagă mine până când încep să mă doară toate, prefer 4-5 ore să mă plimb pe munte și e senzația mult mai plăcută pentru mine decât să mă amorțesc, să mă acumuresc. Da. Da. Și eu cred că suntem și un model pentru copii, că aici, de fapt, eu așa am început să fac sport. M-am gândit, bă, stai puțin, că dacă o să stau eu pe canapea și o să bagă mine și o să dau numai cu bere și cu vin și mai departe, copiii asta o să vadă și asta o să fie modelul, că noi preluăm de obicei obiceiurile părinților mai degrabă decât gena. Că gena, ok, îți influențează 10, 20, 30% din viață, dar restul e în mâinile noastre. Știi? Și am zis, va fi mult mai ușor pentru copii dacă vor crește, eu sunt și fost fumător, dacă vor crește într-un mediu în care nu se... Da, așa, apreciez. Într-un mediu în care nu se fumează, nu se abuzează de, eu știu ce, substanțe sau de alcool, se face sport, se mănâncă cât de cât sănătos, aș putea spune chiar foarte sănătos, dar să nu exagerez așa, să nu mă lau prea. Pentru că atunci când copiii cresc cu niște obiceiuri sănătoase, chiar dacă au derapaje când sunt adolescenți sau și în perioade ale vieții mai ciudate, se întorc cu ușurință la obiceiurile bune, știi? Că cu siguranță și ei în viață la un moment dat poate vor avea niște kilograme în plus de care vor să scape, vor avea anumite probleme peste care vor trece mai ușor dacă fac sport, încet ziua cu sport. Eu nu vreau să facă neapărat sport de performanță copiii noștri, dar să aibă mișcarea în ADN-ul lor. E mult mai ușor să, de exemplu, la 20, 25, 30 de ani, dacă zici vreau să alerg un maraton, e mai ușor dacă toată viața ai făcut mișcare decât dacă ai 100 de kg la 18 ani și te gândești tu că pentru stima ta de sine ar trebui să ajungi niște kilograme și să alergi și să... Știi? Și am zis să le dăm un start mai bun în viață, știi? Până la urmă asta e important și copiii învață prin mimetism, știi? Prin urmărind, adică observa și tu, nu... Teoria, tu te-ai exemplu, că teoria nu funcționează, fiule... Nu e bine să fumez, că înțelegi, nu prea funcționează așa, știi? Da, eu nu mă aștept acum ca film să nu fumeze. Cât am fumat eu la tine acasă, știi? Da. Da, e, acum... Dacă stătea lângă liceu, ce-ți fac? Unde să fumezi? Că în liceu ne fugăreau profesor. Da. Cred că și acum miros pereții Maxi Gorki acolo. Da? Pentru că am vorbit despre mâncare și despre produse feel good, nu? Dacă ai putea să ai așa o masă, un dinner promoțional, cu trei celebrități. Nu trebuie să fie neapărat în viață. Putem sta de vorbă și despre aia care nu mai sunt. Adică oricine vrei tu. Pe cine ai invitat la masă? Da? Uite, ai un dinner în seara asta, că e cu produse feel good sau cu șaorme, cu ce vrei tu. Bă, în primul rând, dacă ar fi trei, clar, Balint, Paul, Lucian, ca să rememorăm, da, perioada gata să fac când eram noi copii. La urmă. Da, da, așa. Dar acum revenim la, să zicem, la... Pentru că cu ei trei pot să mă întâlnesc mai ușor, dar cu unii care au murit, deocamdată nu pot să mă întâlnesc și atunci hai să facem exercițiu. Da, mai că eu nu mă supăr de data asta. Nu te sper. Chiar nu mă supăr. M-ar plăcea să mă întâlnesc cu niște oameni, uite, exemplu, Gandhi. Ar fi un om, așa cum era el, așa slăbuț și micuț și așa, cu Mandela, cu... Bine, eu cred că i-aș pedepsi, adică n-ar avea ce să vorbească cu mine, dar cred că ar fi interesant să-i văd interacționând, știi, mai degrabă, adică să fiu observator la o masă la care se delectează oamenii cu feel good de acolo și vorbesc Gandhi cu Dalai Lama și cu
Mandela și cu alți oameni din ăștia, despre viață, despre lucrurile, nu știu. Acum fiind în a doua jumătate a vieții, știi, încerc să împrumut din filozofia asta orientală și că am văzut că ei sunt ceva mai fericiți spre finalul vieții, știi, au altă abordare, mai relaxată, știi. Da, asupra vieții, asupra morții, asupra relațiilor interumane. Okay. Și mi-ar plăcea să-i observ așa, cum discută, cum... Că noi de cele multe ori discutăm, da, Confucius, Jackie Chan, Confucius, Chuck Norris. Da, că noi de obicei discutăm foarte mult despre alți oameni, adică inevitabil, ceea ce e ok, adică e frumos, se bârfește, relaxează, e în loc de alcool, așa. Și unii merită, frate, te șochează așa și zici, cum poate exista așa? Mă rog, dar trecem peste. Nu, dar îți dau dreptate, da. A, așa. Mai discutăm despre evenimente, uite ce a fost acolo, despre vreme, despre așa, dar discutăm foarte rar despre idei, adică despre lucruri care fac până la urmă societatea să evolueze, care ne fac să ne dezvolte, să fim un pic mai deștept, dar mai dezvoltați decât eram ieri sau acum un an, știi? Și de asta zic că înțeleg. Ok, hai să o luăm altfel. Da. N-a fost rău răspunsul, dar parcă incomplet. Incomplet. Incomplete. Da, așa, da. Incomplect. Dacă ar fi să, hai să zicem, să fii în clasa a 12-a, încă ești pe ele, pe șprițane, pe țigări și poți să bei un șpriț cu trei personalități. Așa. Unul la care să vă împrieteniți, de ce famă în cate, ce famă în mai. Faci nu o carte, faci nu ceva. Cu cine ai vrea să stai la masă? Cu cine ai vrea să te împrietenești? Băi, nu știu, bei un șpriț. Da, bei un șpriț. Ok, nu știu, s-a auzit. Băi, ideal e să nu fie unul șprițar de meserie, cum a avut noi în președinte, că te bagă sub masă repede, nu mai poți să discuți nimic. Hai, mă! Deci probabil că ar trebui cineva care să fie la același nivel din puterea șprițului, încât să comunicăm cât de cât până la, știi, până la același palier. Băi, nu-mi dau seama acum cu cine, personalitate. Probabil că mi-ar plăcea un actor, așa, dintre actorii ăștia de generații mai veche, sau gen De Niro, Pacino, așa. Cool. Așa, un actor, un sportiv, așa, un, de exemplu, un un machitor, un sportiv machitor. Da, deci orice fotbalist britanic, uite Paul Gascoigne. Dar înainte să fie cum e acum în, așa. Eric Cantona? Da, uite, Eric Cantona. Mi-a plăcut, am văzut un clip, era într-un clip cu Liam, cum cheamă, pula de la Oasis. Liam Gallagher. Gallagher, You only do it once. Mi-a plăcut, prestația. Așa, deci un sportiv, un actor și un om de știință. Un laureat Nobel. Mi-ar plăcea mult. Din orice nu contează. Și la, nu știu, poate fie fizică, chimie, genetică, biologie, nu știu. Astrofizician, ceva, orice, un laureat Nobel care să ne povestească cum a ajuns el la... Stai la bătaie, dacă... Așa, pe la miezul nopții, după ce ați băgat vreo 5-6 sticluțe, e gata, arăt. Hai să ne certăm pe tema asta. Cum a ajuns? E spașnic, nu? Și la băutură. Și am înseamnă că oamenii... Nu, dar și atunci când beam, am înțeles că, de fapt, alcoolul îți dezvăluie personalitatea. E rebel un pic. Îți dezvăluie personalitatea. Eu cred că atunci când bei... Eu zic acum dacă beau adorm, asta e personalitatea mea, dar zic unii devin violenți, unii devin răutăcioși, unii, că până la urmă știți, inhibă destul de mult din masca asta socială pe care o purtăm foarte des, știi, că, și practic dăm jos aparențele și scoate mai mult din propria personalitate, exact. Știi? Da. Eu nu cred că, da, mă rog, probabil depinde și de cât de bine ești dispus în ziua respectivă, că... Posibil, poți să ai, dar da. Dar da. Mie mi-ar plăcea să fac o cină cu Jesus. Chiar așa să zic. Nu ne-am înțeles. Eu să zic că m-am gândit și eu la astfel de personaje, adică aș fi mers mai departe în istorie, dar mă gândesc că mai o să fie bariera lingvistică, adică nu să ne mai înțelegem deja după 1000 de ani. Nu mai e Jesus românește. A, bine. A fost Duck. Da. Cele 10 cuvinte dacice pe care le-am moștenit. Da. Nu, a fost al lui Moise. Mai se știe românește. Da. Toți știe românește. Da. Dar Iisus ar fi o combinație din punctul meu de vedere. Dar ce să spun? Adică mă gândesc că... Să-mi facă zică... și mie lipeala cu acum, de pe... A, să facă lipeala, da. Știi? Să-mi zică să-mi pune și mie o pilă, dacă adică... mai am nevoie de ceva. Știi, domnule, cam doare bila.
Citim... Poți să vorbești și tu cu, nu știu, nu neapărat cu tac, cu tovarăși de-a lui. Să mă trimite și pe mine unde trebuie. Știi cum era aia lui Caragiu? Nu cumva, știi cumva pe cineva. Ideea că Iisus, el și-a făcut temele bine săracu, adică ne-a lăsat... Ne-a lăsat tot ce avem de făcut, ne-a lăsat instrucțiunile, adică degeaba ne mai întâlnim cu el, știi? Ce-a zice ăia, noi știm dacă e adevărat, eu vreau să aflu de la el. Hai să pezi două variante, că nu e adevărat sau că e adevărat. Dacă e adevărat, o să zic că, băi, fraierul, eu v-am lăsat tot. Scrie în toate manualele ale anumite Biblie ce aveți de făcut, iubiți-vă, faceți, etc. Dacă nu e adevărat și e doar un pescar sau nu fixat, asta o să spună ce ai, frate, cu mine, că nu știu despre ce e bun. Păi, vreau întotdeauna să stau de vorbă cu el. Dacă la un moment dat ajunge la subiectul ăsta, ia să vedem ce are de spus om. Da. Sau să-i mulțumesc pur și simplu pentru faptul că s-a jertfit pentru omenire și la fel ca Petre Tuzea și-a luat-o în barbă degeaba. Dar, mă rog, să redevenim mai serioși, că îi placem la toparătură, da, nu? Da. Ți se pare? Dragilor, trebuie să vă anunțăm că avem un plan anul ăsta să facem și un soi de comeback cu trupa Gaz pe Foc, că tot am vorbit mai devreme despre bârfă. Mi-a trecut prin cap că ar fi mișto să-i bârfim și pe Paul și pe Alin și uite că avem prilejul acum. O să facem cel puțin o piesă nouă la strung, la strung, da, o piesă, da. O piesă belea, cu ocazia aniversării a centenarului, da, din țara de 100 de ani de la Marea Unire a Franței cu Rusia. Exact. Da, avem... Nu dăm din casă, acum e doar așa, un teaser. Am auzit că ai traversat în not canalul Mânecii și mă gândeam, bă, cum, Doamne iartă, mai posibil așa ceva? În primul rând, cum se poate din punct de vedere tehnic realiza așa ceva? Cum te pregătești pentru așa ceva? Și nu în ultimul rând, adică prima întrebare care mi-a venit mie în cap, nu ți era, frate, frică? Adică să te mănânce rechinii, să te mănânce... Meduzele, nu știu, să te... Delfinii n-au venit, n-au făcut mișto de tine, ți-au mai dat un cap în... Faptul că ți-e frică în momentul în care citești despre ceva, fie că e vorba de pe Everest sau pe Lună sau ce, și ți-e frică, asta e un semnal bun. Înseamnă că te va obliga să te transformi într-o persoană capabilă să facă lucrul ăla, știi? Iar totdeauna când ai un obiectiv care e în zona de panică, și dacă te gândești, aoleo, dacă n-aș putea acum, aș muri dacă aș fi acolo, așa, asta obligă să te dezvolți, să crești până când... La ce ori ai conform. Ce anume? La ce ori ai început? A fost formatul, a fost așa. Era un ultra triatlon care începea cu alergare de la Londra, de la Arcul de Triumf din Londra, Marble Arch, la Dover, 140 de kilometri, alergai, după care te mâncai repede, te schimbai, așa, intrai în costum de neopren, traversai canalul Mânecii, după care ieșeai din canalul Mânecii și pedalai până la Arcul de Triumf de la Paris, că de-aia se numește Arch to Arc. Și partea proastă era că nu-ți după ce alergi, și alergarea e destul de solicitantă, mai ales 140 de kilometri, te pierzi mulți electroliți. Asta dar... în condițiile în care tu nu erai vreun mare notător. Nu, am apucat la 35, am început la lecții de not. Până atunci eram cărămidă, așa mă. Adică nu mă ceam la fund praf, dar nu, niciodată am văzut crawl sau, eu știu, vreun stil. Eram, știi cum, intrăm la mare până aici, că nu știu ce nimeni să note de la Gigea la Constanță. Citisem că vreo 1000 și ceva de oameni notaseră deja din 1875 până în 2015 când am fost eu notaseră canalul. Și zic, bă, dacă 1000 și ceva de oameni au reușit, de ce n-aș putea și eu? Bine, primul care a traversat în 1875 a traversat cu... s-a ținut de niște baloți de paie. După vremea noi, s-a stil. După aia al doilea care a și spart adubor recordul și care chiar a notat, era un poloist. Deci la vremea aia, până 1890. Da. Dar am citit, m-am antrenat, și aia a fost. E cel mai neplăcut e că nu mai vezi țărm în nicio direcție la un moment dat. Sigur, ai o barcă de asistență pe care n-ai văzut să o atingi, dar e neplăcut așa, te uiți în spate, în față și nu vezi țărmul, știi? În timpul ăsta puteai să mănânci, să bei, să... Îți întindea o masă așa, față de masă. Nu, de obicei... Dar nu trebuie să mănânci ca să-ți ții... Formatul e următorul.
barca aia de asistență, în barca aia ai niște bidoane de hidratare, uite cum e ăsta, așa, da. Și aici vedeți un spațiu, ia, se vede? Spațiul ăsta. Aici este legat cu o lesă de câine, de aia sensibilă. Echipa de suport, la echipa mai numeroasă de suport de un om, a fost atunci, îți pregătește apa amestecată cu geluri de-astea de efort. Ciorbă de văcuță, da, așa. De perișoare. Așa ți-o aruncă frumos, tu ai oprit, ai dat pe gât și ai plecat mai departe. Adică n-ai ce să mănânci. Că n-ai. Adică la modul ăsta mâncai. Da, 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 e hrană lichidă. Da. Ok. Carbohidrați ăștia lichidă. Nu, unde poate da, se întinde, o paranghelie. Un mec, un ceva, something. Și nu ți-a fost frică? La păi modul că te, nu știu, asta te întreb. Că eu la... m-aș căca pe mine, adică eu nu pot să mă duc acum, dacă mă duc la mare și de fiecare dată am chestia asta în cap, bine, s-ar putea că eu să fiu bolnav, s-ar putea să fiu normal, I don't know. Dar mie mi-e tot timpul frică de pești, de rechini, de, I don't know, chestii de genul ăsta. Partea bună e că am avut și de antrenamente înainte, inclusiv de 10 ore, de 12 ore, inclusiv la canalul Mânecii, la Calais, am fost în Franța și am avut un cantonament acolo, în Lanzarote, în... Eram obișnuit cu, încep să mă obișnuiesc cu notul în ape deschise, în plus, când am zis că n-au mâneci, m-am zis că faci vara când e lumină și soare puternic, ai ochelari destul de închiși și nu prea vezi ce e sub tine. Tu stai mai mult in blind, așa, da, e acolo. Și atunci nu te preocupa atât de mult ce e sub tine. Singurul moment în care am avut așa un pic de teamă a fost când ne apropiam de țărmul francez și era noapte, din barcă au pus două proiectoare pe mine ca să nu mă piardă pe acolo. Deși aveam și o luminiță pe ochelari, dar am început să văd niște meduze din ce în ce mai mari, așa, cât un capac de toaletă, așa, și ăla, într-adevăr, te sperie un pic, mai că am început să vorbeam în gând cu ele, uite, eu am zis să not, n-am nicio problemă cu voi, și ele își vedeau de treabă, așa, și erau probabil că la vreun metru, jos, dar chiar că se vedeau destul de clar. Te-a răspuns vreuna? Din fericire n-am ajuns la stadiul ăla. Sau nu vorbeau limba română? Da, nu vorbeau românește. În franceză, da. Și cât timp a durat toată povestea asta? Fiind un notator foarte lent, ca așa când te apuci la bătrânețe și n-ai caracteristici fizice de să am 2 metri și mâinile atât de lopeți, a durat vreo 21 de ore. 21, da. What? 21. Mi-a vreau să zic 12. Numai că să știi că timpul trece, pe nu, recordul mondial e de 9 ore. Da. Deci 21 e bine, că au stat unii și mai mult. Bine, nu mă pricep. De asta că ai flux, reflux și ai curent nord-nord-sud și atunci tu niciodată nu noți în linie dreaptă, 32 de kilometri, dar pe momentul 51. Așa a fost. Păi și cum știi să mergi, să ajungi drept? Păi nu, barca, tu n-ai treabă, tu stai paralel cu barca aia, dacă ai atins-o ești descalificat. De asta e ca la 4 metri, 5 metri și ei te protejează, de exemplu că e soare foarte puternic sau valuri sau vânt, ei se pun contra vântului ca să te protejeze cât de cât să nu... fie nasol și tu te ții după ei și capitanul știe cum își organizează funcție de viteza ta, flux, reflux, se știe pe ce curent se pune, astfel că să ajungi pe partea aia, știi? Da. Felicitări. Mersi frumos. Respect. E de povestit la următoarele generații. Că... Păi eu cred că este și mișto, exact așa cum ai spus tu, pentru copii și nu numai pentru copii, și pentru ăștia care se uită acum, pentru că este un alt mod de a-ți duce viața și de a face ceva, de a avea energie pentru familie, pentru ceea ce faci, pentru business, deci toate chestiile astea îți ies, ești sănătos, că zici că îți faci analizele, cu capul stai tu mai prost, dar acolo... Da. Glumeam, bineînțeles, stați liniștiți, noi ne permitem, că ne știm vorba aia de atâta vreme. Dar e foarte mișto ce faci și te respect. Eu n-am drive-ul ăsta, nu l-am încă, avut. Încă? Să zici că mulți apucă de sport după 50. Din lumea de sportul de anduranță, atenție. Vorbesc de sport de masă. Da. Deci, deci mai ai timp. Mie dacă îmi dai o mingiuță, ca la câini, știi? Da. Dă-mi o minge și mă joc cu ea și pot să mă joc cu ore în șir. Sau să mă pui în sala de repetiții. Acolo cu chitara în brațe și cu microfonul în față și chestia asta pot să fac. Eu cred că fiecare dintre noi, inclusiv cei care se uită la noi acum, fiecare dintre noi are propriul Everest sau Atlantic de trecut sau canal sau poate pentru unii pur și simplu se ridice și să facă două ture de bloc, e extrem deja, știi, adică vrem să încep de undeva, știi, în orice domeniu, nu neapărat sport, că mulți avem vise la un moment dat sau visuri, nu știu care, pluralul pentru obiectivele. Așa. Te-am înțeles. Și e păcat că nu, că multă lume spune eu n-aș putea, știi, dar
E important, mulți spun, băi, eu nu știu să alerg un maraton și doar, nu știu, 1% din populația planetei alerg maratone, da? Dar dintre cei care spun că nu pot, niciunul n-a încercat realist, adică zic că, bă, uite, mi-am dat o șansă, uite, 4 luni, am trâns o ca la carte, am luat-o treptat, nu ca Usain Bolt în prima zi, așa, nu știu, m-am plimbat jumătate de oră la început să văd dacă mă țin articulația, după aia am alergat 10 secunde. Și ce ți-ai dorit să faci chestia asta? Mi s-a părut, eu n-am vrut inițial să alerg, de în 2010 mi-a trimis un e-mail o colegă de la firma la care lucram cu un link către maratonul de la Polul Nord, că era disperată cu prea mai recunționat și mureau toți de calb acolo, mie îmi bătea în ceafă. Așa. Și mi s-a părut interesant, am dus să ajung la Polul Nord, mi s-a părut o ocazie bună de a ajusta un pic obiceiurile pe care le aveam și a transforma un pic viața, astfel încât să ies din zona asta de sedentarism, de îngrășat și de... Și am zis, uite, la Polul Nord mi se părea un context foarte bun, adică îmi doream mult să ajung acolo, că era un loc extrem unde ajunge puțin lume și mi se părea interesant. Așa. Și doi, zic, dacă merg la Polul Nord trebuie să mă antrenez ca lumea, că dacă mergi în oraș și nu te antrenezi, ok, după 2 km așezi la o terasă, bei o bere, pleci acasă. Ei, la Polul Nord poți să te așezi, că zici, bă, nu mai... Da. Că... te găsi că ai înghețat. Și atunci am zis, uite, ocazie bună să mă antrenez. Și m-a meritat, zic. Cred. Și după aia a început să-ți placă din ce în ce mai mult sau cum a fost? Voi să știi că nu, sunt foarte puțini alergători care spun mie îmi place să alerg de la prima secundă până în ultima. După ce alergarea este plăcută, starea de după e foarte bună, că ai, ești cu endorfinele și cu serotonina și cu dopamina și cu toate, ești sus. Așa îți dă o stare de bine și de relaxare post alergare. Și nu treci prin depresii, n-ai? Adică dacă faci sport zilnic e greu să cred că n-am întâlnit sportiv deprimat, adică să faci zilnic sport și să fii deprimat, asta nu e ciudat. E starea bună, în timpul alergării ai momente și momente, adică e și monotonie, că nu poți să alergi o oră, două, trei și să nu fie monoton, oricât ai schimbat traseul, dar pe de altă parte intri și într-o stare de flux la un moment dat care este relaxantă și îți vin tot felul de idei, numai că nu e alergarea, repet, o activitate 100% plăcut. Așa cum, de exemplu, eu cred că nu e nicio meserie sau activitate, chiar și cele vocaționale de artist sau de, eu știu, de pictor, de muzician, nu e 100% plăcută, pentru că ai și părți logistice, părți și un pictor trebuie să se spele la acoarele astea, să-și caute hârtii, să, nu știu, să facă niște lucruri, sau ca muzician trebuie să care niște instrumente, trebuie să repeți aceeași melodie de 100 de ori. Adică... Mai ales ca toboșar. Bine, da. Așa, trebuie să repeți aceeași lucru. Deci, dar are fiecare activitate părți frumoase, știi? Și alergarea, într-adevăr, are niște părți mișto. Iar faptul că te dai jos din pat sau că bifezi fiecare antrenament amărât, știi, că ai, chiar dacă ninge, plouă, e urât, e grindine, știi că trebuie să ieși să faci, nu-ți place, adică sunt zile în care n-aveai niciun chef să alergi, nici alergarea nu ți-a oferit o mare satisfacție, dar faptul că ai reușit să ieși și să faci lucruri atunci când n-aveai chef, asta te ajută enorm, pentru că, hai să fim realiști, în ce zi ai chef 100% de lucruri pe care ți le-ai propus, la birou sau la viața personală? Depinde dacă ai un obiectiv sau nu. De, chiar și cu obiective, nu ai în fiecare zi drive-ul necesar să zici că, mamă, știi, sunt zile în care n-ai chef, dar dacă faci... Schwarzenegger pe YouTube, nu știu, probabil dacă ai văzut speech-ul ăla motivațional cu trezitul la 6 dimineața, la 5 sau nu știu ce, să dormi 5 ore, 6 ore și că el... lucra cu zâmbetul pe buze și veneau ăștia și întrebau, ce ești nebun, tragi în fiecare zi, vii la sală și tragi ca nebunul cu zâmbetul pe buze, nu vezi că noi transpirăm și ne ofticăm? Păi da, dar eu știu că cu fiecare pas pe care, fiecare genuflexiune sau extensie sau whatever, mă apropii mai mult de targetul meu și de aia sunt fericit. Și mă gândeam că poate și la tine e același lucru, aceeași poveste. Nu, e greu, nu și nu cred nici pe Arnold că puteai să fii pe un crezi că e mai mult așa de PR? El e actor, așa. Nu neapărat de PR, dar sigur că fiecare își construiește o legendă personală, probabil că privind în urmă, el poate imagina asta și mă despre, nu zic poate 80%, 50%, 70% din atramente, așa era cu zâmbetul pe buze, dar cred că avea și el zile proaste, că în care poate îl durea un număr, îl durea ceva, n-avea chef, era foame, era obosit, dar până acum își amintește sigur varianta mai nuanțată. Dar e important să faci lucrurile mai ales atunci când ai chef. Dacă reușești să faci lucrurile mai ales când ai chef, asta o să te ajute enorm în viață. Pentru că orice proiect, orice obiectiv ai să întinde pe perioadă lungă și
presupune să facem fiecare zi câte o porțiune amărâtă. La cine ai văzut tu chestiile astea? Le-am văzut, le-am experimentat, am citit. Genul ăsta de drive, cine a fost, hai să o iau altfel. Ca să nu zic eroul tău, cine a fost exemplu, un exemplu pentru tine? Băi, n-am... Între cei care ți-au fost din familie, nu știu, sau dacă ai avut, poate chiar și poți să te referi la mine, nu știu, I don't know. Mă, am un noroc că într-adevăr, ai mei erau genul ăsta, adică când se punea de făcut să facă ceva, făceau, nu abandonau la jumătate. Făceau lucrurile, deci probabil că mă știu și obiceiul ăsta de la ei, numai că nu pot să zic că eram vreun exemplu de autodisciplină până să mă apuc de alergat, numai că pe parcurs te am învățat, nu știu, pur și simplu m-am obișnuit, de fapt mi-am făcut obiceiuri bune ca astea, știi? Când dinainte dădeam snuz, știi, când suna alarma dimineață, n-am mai dat snuz, mi-am pus telefonul mai departe. Și atunci n-am mai dat snuz, că dacă am pus să dai jos din pat și să ieși din casă, la revedere, nu te mai întorci pe astea culci imediat, știi? Și de acolo pleacă toate, de fapt, că oamenii au fost construiți în savană milioane de ani să fie animale diurne, se trezeau de vreme cât încă era răcoare în Africa, că nu te-ai apuci la prânz să alergi pe căprioare sau ce să faci pe acolo să cauți de mâncare. Ci nici noaptea, că te vânează toți prădătorii, și atunci creierul nostru funcționează foarte bine și metabolismul nostru și totul este foarte bine organizat dimineața. Și atunci, dacă profităm de perioada asta 5-6 dimineața până pe la 10, reușim foarte multe lucruri și în plan personal și în plan profesional. Pentru că dacă amâni spre seară, ai văzut, nu mai este starea necesară, vrei să te concentrezi mai mult pe lucrurile mai relaxante, pe interacțiunea cu familia, pe, nu știu, o tobă, o chitară, altceva. Pe când dimineața e timp pe care poți petrece doar cu tine, e și liniște, poți să scrii, poți să compui, dacă vrei poți să alergi, poți să te pui într-o stare necesară de a face lucruri și pentru plan profesional, poți să, nu știu, să-ți reajustezi agenda zilnică, poți să, nu știu, să, la 8 dimineață deja să fii în priză și să apuci de dat telefoane sau e-mail sau ce ai nevoie pentru activitatea ta, știi? Bine, o să te înjure aia care încă dorm la disântul la 8, dar e partea a doua. Da, uneori la ora 8 poate să fie târziu, dar n-am avut multe momente, adică nu vreau să mă compar, Doamne ferește, cu tine, deși nu cred că m-ar deranja dacă aș reuși sau dacă aș avea motive să pot să fac treaba asta, dar da, am avut momente în care la ora 7 îmi venea să sun și îmi dădeam seama că nu este momentul, ok. Da. Dar noi avem dimineața o energie de decolare, cum o să suntem motoarele turate, și seara ai nevoie de energia de aterizare, că nu te înfigi la, cu avionul la aterizare cu viteză maximă. Și de-aia evit să fac sport seara, dacă să mă apuc la 9 seara să alerg, pentru că e clar că nu o să am nicio calitate bună a somnului și nu o să-mi ating multe obiective, știi? Și prefer dimineața, știu că am bifat, e ca dușul, știi? Până la urmă s-a spălat după dinți, sunt niște obiceiuri, nu cred că dacă apuci să ai obiceiuri bune, la revedere, nu mai e grijă asta, nu e grijă, mamă, trebuie neapărat, aoleu, am uitat să alerg azi sau nu, încep cu ziua cu alergatul și la revedere. Am și câine, ceea ce e extraordinar, că n-ai cum să scapi măcar de 3 șiri pe zi, tot ieși, așa că e ok. Care a fost ultima căutare pe Google? Hai să o dăm un pic în... Ultima căutare pe Google? Se mă, e conștient, așa, îți mă uit telefon, pe istoric. Stai mult pe tine. Dar nu e aici, l-am încărcat. Ultima căutare. Peste două săptămâni, eu cu Alex, băiețelul nostru, și cu Hoca, deci noi băieții, facem o băiețeală și mergem în Franța la campionatul mondial de canicross. Și the fuck is canicross? Așa, canicross este un sport în care alergi cu câinele. Deci ai un, el are un ham, ai un cablu semi-elastic care e legat de o centură. Și sunt concursuri în care vin sute, acum campion mondial, vin probabil vreo 1000 de participanți pe categorii de vârstă în care alergi cu câinele. 6 km la senior, 3 la junior. Și sunt două zile, calificări. Și okay. Cross, așa. Și există și variantă cu bicicletă, se cheamă bike joring și nu mai știu. Și inițial am vrut să mergem cu autorul Lota din România până în Franța, că ne place, de vreo 4-5 ani avem obiceiul ăsta, ne facem vacanțele cu autorul Lota, numai că scupindu-se foarte mult combustibilul, am calculat noi că ne costă de vreo 5 ori cât avionul și am zis, lasă, mai bine mergem cu avionul până în Franța și închiriem acolo autorul Lota. Și ne trebuie pentru transportul cu avionul, pentru că l-am dus cea după Hoca cu avionul, ne trebuie o cutie de aia mare, transportat animale, pe care o avem,
Dar că ce am căutat pe Google chiar ieri a fost o păturică de absorbantă, știi, care un pad de la absorbant care se pune în cutie în cazul în care, eu știu, vomită sau scapă niște pipi sau ceva, să absorbe. Și asta am căutat pe Google. Deci asta a fost. Google. Da. Telefonul ți-l folosești mult pentru genul tău de activități sportive? Telefonul nu, mai puțin. Adică acolo mă uit, monitorizez pașii, bă, nu, mă uit mai mult la ceas, dar nu. No. Stai mult pe Facebook, TikTok, mă, Instagram? Din ce, TikTok mi-am făcut acum 2 zile pentru că mi-a recomandat cineva o resursă, un nene de vreo 60-70 ani care face gimnastică pe acolo și în fiecare zi postez pe grupul meu de alergători un exercițiu nou de, deci 365 de zile, 365 de exerciții diferite și atunci am căutat pe TikTok și de-aia mi-am făcut cont, dar nu-l folosesc. Instagram intru foarte rar. Pe Facebook, într-adevăr, sunt ceva mai activ pentru că acolo, practic, sunt urmăritorii și acolo postez despre feel-good, despre alergări. În fiecare dimineață postez poze din parc sau de unde sunt. Alerg în fiecare zi. Și asta, faptul că postez, mă și obligă oarecum. Adică știu că inspir oamenii și știu că am încă un motiv în plus să ies la alergare. Așa că... Ce gen de feedback ai de la oamenii ăștia? Păi, sunt două simți tipuri că de... se mișcă. Da. E clar că foarte mulți nu verbalizează sau nu postează, chiar dacă văd și sunt inspirați, dar pe de altă parte alții scriu. Ori comentarii, ori în privat. Știi, scriu, uite, datorită ție m-am apucat de alergat acum un an, 2, 3, 5, sau uite, anul ăsta am fost calești zilnic, m-am apucat și eu și mersi frumos, că mă simt foarte bine. Deci un feedback foarte bun. Iar pe alte postări, sigur, știi și tu, sunt categoriile de oameni, da, care totdeauna au ceva de comentat rău. Și sunt mai mulți de obicei sau sunt mai verbali sau mai vezi mai. Aici să stați liniștiți, că să nu vă obosiți, pentru că oricum le dau delete la toate comenturile și mai mult decât atât vă și blochez pe canal. Atât. Să nu. Așa. E și ei oameni mulți. Așa, să fie la ei acasă, dacă e sub 50, mă, să se uite. Așa. Da. Da, deci sunt comentarii de obicei puțin sună pozitivă, că nici nu, adică nici nu mă, nu știu, nu pun poze care ar deranja, nu văd ce ar deranja, adică până la urmă e un om de 46 care merge pe 50 în curând 60, care face sport în fiecare zi și încearcă să crească sănătos și încearcă să aibă o relație ok cu natura, cu mediul, cu ceilalți oameni, adică nu încerc să am o, nu știu, un impact redus asupra, negativ asupra mediului și asupra celorlalți, nu văd de ce m-ar urâi pe mine cineva, așa că... În primul rând, așa, unii n-au ce face. Preventiv. Da, și s-au gândit, plus că probabil ei stau cu micul în gură și cu berea lângă ei, ceea ce bă, e ok lor, pentru... Da, da, adică și mie îmi place, și eu mai mănânc, bine, mici nu prea mai mănânc, de băut nici aia nu mă prea. Nu de alta, dar... Da, mi se pare, ce mi se pare trist pentru acești oameni e că investesc foarte multă energie și timp, adică niște resurse foarte importante pe care le-ar putea canaliza în altă direcție. Adică spre viața lor să faci ceva constructiv. Adică zice că dacă stai pe Facebook 3 ore doar ca să comentezi de rău sau de bine, nu contează, dar să comentezi în continuu la ce fac ceilalți, practic și investești acolo multă energie, că ai și energie, ai limitată, nu ești durasilă dimineața până seara, ai așa niște... Atunci ai putea folosi trei ore să... În 3 ore poți face foarte mult. Dar înțelegi tu e că e greu. Pentru foarte mulți este greu, mai ales dacă ești un om care are și un pic de depresie, de exemplu, nu-ți vine să faci absolut nimic. Te bagi, plus că dacă ai avut... Da. Stai în pat, fie că te uiți la Netflix sau pe canapea, sau îți tragi o bere lângă tine sau 10 sau o sticlă de vin și ai impresia că e mai ușor, când de fapt nu e chiar așa, dar ca să ajungi să ai gândirea pe care o ai tu, e greu, e foarte complicat. Și oamenii ăștia n-au ce să facă, pur și simplu. Deci, plus că mai sunt și comunități de-astea în care își dau dreptate unii altora, știi? Adică se alimentează reciproc. Eu vă amintesc, toți am trecut prin perioade în care, de exemplu, te desparți de cineva sau ai o supărare, așa mai departe, ai două variante atunci. S-a spus melodii melancolice care îți accentuează starea respectivă și nu te simți rău. Adică ești pe aceeași lungime de unde cu melodia, dar te adâncești sau să bei sau așa. Sau să încerci să faci altceva ca să ieși din starea aia. Acum fiecare
Are de ales dacă iese sau nu iese din starea aia. E vorba de curaj aici, de responsabilitate. Adică asta e primul pas, să-ți asumi responsabilitatea pentru viața ta și să zici ok, gata, vreau să... Da, dar dacă tu, să zicem, ai de-a face sau dăm un exemplu, e vorba despre unul care s-a obișnuit să bea în fiecare zi, da? Mm-hmm. Vine acasă de la servici. Da, asta făceam și eu, bani și ani, deci nu e ceva, da, e un exemplu fictiv. Ok, și îți deschizi o bere, două, trei, mănânci și o friptură, două, trei și așa mai departe, te uiți la televizor și adormi. E un puțit, probabil, it doesn't matter. Cum faci să-l scoți pe ăla de acolo? Cum să-l ajut? Ce sfaturi poți să-i dai? Eu, în primul rând, nu cred. Afară de faptul, dar n-ai cum să ajuți, pentru că asta trebuie să vină de la el, știi? Adică tu poți să schimbi contextul, adică îl iei cu forța și îl duci pe... El trebuie să vadă luminița de la capătul tunelului. Cum faci tu ca să-i arăți? Pentru că el nu vizualizează chestia asta, el nu crede în ceea ce spui tu. El crede că tu mănânci rahat, știi? Sau că treaba asta funcționează doar la tine. Băi, ideea este să-și găsească de ce-ul ăla. Bă, de ce trăiesc eu, mă? De ce sunt pe planeta asta? De ce mă trezesc dimineața? Mă trezesc ca să ce? Care e rolul meu? Nu înseamnă că neapărat noi primim la naștere un anumit destin și o anumită predestinare și o misiune. N-are nimeni o misiune. Dar fiecare trebuie să-și facă, exact cum spuneai tu, te arunci mingea și te duci după ea. Trebuie să-și găsească mingiuța aia, care e de ce-ul tău, care te trezește dimineața fără alarmă, care să-ți dea o stare de bine și să mergi mai departe, știi? Deci, practic, pentru un job mai bun sau... Păi nu, dar fă-ți un inventar, hai să zicem, fă-ți un inventar. Fiecare trebuie să fie un dialog sincer cu propria persoană. Eu personal mă descurc mai bine scris, adică vreau să am o introspecție, să fac un jurnal. Poți foarte simplu să zici, băi, ce îmi place să fac și ce nu-mi place să fac? Ce mă mulțumește, ce mă nemulțumește, da? Ce mă deprimă, ce mă pune într-o stare bună? Și făcând exercițiul ăsta, zic, păi tu ce ești recunoscător? Și începe cu asta. Știu că sună așa foarte și pentru mine mi s-a părut lame așa. Când auzeam mi se părea ceva de... Asia. Pentru ce ești recunoscător? Dar măcar te trezești, bă, pun și trei lucruri acolo, 4-5. Pentru ce ești recunoscător? Sunt în viață. Am mâini, picioare. Că noi o luăm de, cum să zic, for granted. O luăm așa... Cum se traduce? Da, for granted. Se traduce... Da. La moaca, cum îi zici? Da. Știu că... Că ni se cuvine, mă. Exact. Așa. Faptul că avem două mâini, două picioare sau că nu suntem imobilizați la pat, că nu suntem paralizați sau o luăm așa. Că nu suntem bolnavi, că suntem sănătoși. Ați fost bolnavi sau... Da. Na, eu ți-ați avut o mână în ghiță. Am fost de revelion în spital. Mm-hmm. Stai 5 zile acolo și te gândești. Da. Ce le-aș da acum să fiu ok sau să nu mă doară aia sau să nu știu. După aia trece, nu mă mai doare. Păi nu, așa e exact în bancul ăla cu Doamne, cu tipul care trebuie să-și mă la o întâlnire foarte importantă și eram ateu convins și a zis, Doamne, uite, jur că dacă... Și nu găsea loc de parcare și întârzia și pierdea deal-ul. Dacă îmi găsesc un loc de parcare, jur că merg în fiecare duminică la biserică, că citesc Biblia, așa mă. Și iese o mașină din fața lui chiar în momentul ăla. Doamne, nu mai e nevoie să rezolvat. Deci cam așa este, într-adevăr, când ajungi în situații de-astea în care sănătatea ți-a dată peste cap, atunci îți repoziționezi valorile personale. Știi? Dar asta putem fi să trecem repede. Da, e bine să fii recunoscător în fiecare zi pentru ce ai, să te gândești la ce ai și să ieși un pic din starea aia. Și zic că e greu de ajutat pentru că fiecare să-și definească valorile personale și de ce-ul de pe planeta asta. Bă, de ce sunt eu aici? Da? Ce caut eu în viața mea? Da? Și bă, e simplu, dacă îți dai niște obiective, e ușor să ieși din starea aia. De atunci să ai curaj să faci primii pași, că ea sunt grei. Știi, prima săptămână sau primele două săptămâni, să renunți, ok, beau 5 beri, azi beau 4, azi mă sacrific. Sau beau 3 sau nu mai beau deloc, sau uite, o zi pe săptămână. Știi cum făceau bunicii noștri post? Țineau post. Nu mâncau miercurea și vinerea carne sau nu mâncau deloc sau eu știu, așa exerciții de voință în care poți să te antrenești. Există vreo întrebare pe care vrea să ți-o adresez acum la sfârșit de episod de podcast? Nu. Nu. Okay. Când aia pare regizat totul. Nu-mi place să... Deci niciodată nu mi-a plăcut să-mi trimite ceva întrebări și sau să-i trimit eu întrebări, zic, uite, și să mă pregătesc în prealabil. Mai ales că nu e o discuție tehnică, adică despre eu știu ce... Întrebările sunt aici. Așa. Dar nu mi le-a arătat, nu știu. Așa.
Ok, păi atunci ce să zic, dacă nu vrei să te mai întreb nimic, cred că te-am întrebat destule, eu îți mulțumesc foarte mult că m-ai primit la tine acasă. Cu drag. Că am făcut și un mic jam session. Cred că ai și varză că nu se auzea nimic la stația, dar nu contează. Luați care per... No, stai, o să tai eu exact bucățile alea care... Alea bune, da, nu alea proaste. Da. Alea proaste nu, niciun caz, da, dar nu. Alea pentru concertele de la mare, știi? Da. Băi, okay. Păi, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Doamne ajută! Mulțumim frumos și noi ne vedem săptămâna viitoare de la aceeași oră cu premiera respectivă, adică de la 19:30 de minute duminica. În rest, să fiți sănătoși și numai bine. Cheers!